una dintre cântările care în această seară s-a cântat în locul acesta, în timp ce noi stăteam liniștiți pe bănci și ascultam, vorbea ceva despre Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu care se revarsă peste noi și spunea în cântarea aceasta, e chiar aici. Vă mai duceți aminte de cântarea asta? Nu știu câți din locul acesta ați putea spune Ceea ce zice cântarea asta că e valabil pentru noi care suntem în locul acesta. Harul lui Dumnezeu e chiar aici. Deci, nu aș vrea să fie doar vorbele dintr-o cântare în această seară. Și aș vrea să fie realitatea pe care fiecare dintre noi să o experimentăm înaintea lui Dumnezeu. Harul să fie chiar aici. Și vreau să vă spun, dragii mei, că atunci când harul e undeva, se revarsă, se manifestă, harul acesta lasă urme. Și în această seară rugămintea mea înaintea lui Dumnezeu este ca în fiecare dintre noi harul lui Dumnezeu să lase urme. Și o să plecăm de aici, din locul acesta, ca niște oameni care ne-am întâlnit cu harul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă pun două întrebări, mai la început. Poate una dintre ele este mai simplă, vă veți grăbi să răspundeți, chiar dacă întrebările nu sunt puse să răspundeți cu voce tare, dar sunt, au menirea să ne provoace puțin să gândim. Prima întrebare pe care vreau să vă pun în seara aceasta este dacă dumneavoastră credeți, credeți că s-a născut, chiar s-a născut Isus în Betlemul din Iudeea. Chiar credeți asta? Deci este un fapt istoric. Și ca alte, multe alte fapte istorice s-ar putea să credem că s-a născut Isus. A fost un recesământ pe vremea aceea, Maria cu Iosif au plecat spre Betleem, au ajuns acolo. În condițiile acelea umile despre care spune Sfânta Scriptură, s-a născut Isus. A doua întrebare. Dacă s-a născut Isus, vă întreb în seara aceasta, pentru ce s-a născut? De ce s-a născut? Știu că la întrebarea aceasta sunt mai multe răspunsuri, de-aia e puțin mai complicată. Unul ar putea, ar putea zice s-a născut pentru ca să fie mântuitorul nostru. E adevărat locul acesta. În Evanghelia după Luca, la capitolul 2, spune Sfânta Scriptură că atunci când îngerul acela a venit la păstorii care își pășteau turmele afară de ce, din cetate, le-a adus această veste. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Și îl slăvesc pe Dumnezeu pentru că în Hristos, Dumnezeu derulează planul lui de mântuire. De aceea s-a născut să fie mântuitor. Dar vă întreb, doar pentru atât? Am citit în această seară din două lucruri din Scriptură. Din Evanghelia după Matei, unde atunci când împăratul Irod i-a chemat pe preoți, pe cărturari, cei care erau cu Scripturile, cu legea lui Dumnezeu, cu profețiile, i-a chemat să spună, unde scrie în cuvântul lui Dumnezeu, în profețiile lui Dumnezeu, că trebuia să nască Hristosul sau împăratul acesta? Au spus din profeția lui Mica și cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Matei spune despre cel care se naște că va fi o căpetenie. Conducător. Domnul Iisus Hristos nu s-a născut doar să ne mântuiască. Și încă o dată spun, îl slăvesc pe Dumnezeu că s-a născut să ne mântuiască. Și sunteți în locul acesta mulți oameni care ați experimentat această mântuire de la Dumnezeu. Când ați venit înaintea Lui cu viața așa cum era ea și Dumnezeu în Hristos va ierta toate păcatele și va a făcut să fiți copii Lui Dumnezeu. Dar Domnul Iisus Hristos s-a născut să fie căpetenie. Adică s-a născut să conducă. Și vreau să vă întreb în seara aceasta, dragii mei care sunteți în locul acesta, tineri din față, cei care sunteți în sală, pe câți din locul acesta ne conduce Hristos? Pe câți? El nu s-a născut doar să fie Mântuitorul nostru, și undeva într-o zi în viață să ne întâlnim cu El, să vedem că e jertfă de ispășire, a luat păcatele asupra noastră. Să spunem, dacă credem lucrul acesta, s-a întâmplat ceva în viața noastră și atât. El s-a născut să fie conducător, să conducă. Și ar pun întrebarea, câți suntem conduși de el în locul acesta? E o întrebare serioasă. Și mă rog lui Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, pe fiecare dintre noi să o luăm în serios această întrebare. Autorul epistolei către evrei, vorbind tot despre calitatea asta a Domnului de a conduce, spune așa, să ne uităm țintă la cine? La cel ce este conducătorul. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus. Să ne fixăm privirea spre El. Suntem în preajma asta sărbătorilor. Cântăm și vorbim despre prung, despre iesle, despre fân, despre boi, despre scutece. Toate fac parte, dragii mei, din cadru și așa este. Dar dincolo de cadrul acesta care ne captează atenția, poate prea mult la sărbătorile acestea, e Hristosul care s-a născut să conducă spre care trebuie să ne ațintim privirile, chiar dacă suntem la bucătărie, chiar dacă ne pregătim costumul pentru sărbători. Trebuie să ne ațintim privirile spre cel ce este căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică Isus Hristos, care s-a născut pentru asta. De ce este așa de important să ne ațintim privirea spre cel ce ne conduce, adică spre Isus? Și aș vrea seara aceasta să ne ajute Dumnezeu să ne îndreptăm gândurile acolo. Știu că unii dintre noi ne gândim acasă la ce am lăsat acasă, avem treabă multă până uh, vin sărbătorile. Și acolo ne gândim. Aș vrea să ne gândim în seara aceasta cu ochii minții noastre la cel ce s-a născut să ne conducă. De ce e așa de important să privim țintă la cel ce e conducătorul nostru? De ce, frații mei? Știți de ce? Pentru că atunci când te uiți țintă la ceva, la cineva, ai șansa să-l cunoști mai bine. Nu vreau să spun că în locul acesta nu sunt oameni care îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos. Dar credeți că știm totul despre El sau putem să-L cunoaștem mai bine? Apostolul Pavel și-a făcut din cunoașterea Domnului Iisus Hristos obiectivul vieții lui și spunea el să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, să mă fac una cu moartea Lui ca să ajung într-un final, dacă va fi cu putință, la învierea dintre cei morți. Obiectivul este să-L cunosc pe El. Pentru că viața veșnică, este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. Dragii nu-i destul să îl cunoști pe Domnul Iisus Hristos așa la suprafață, așa cum se vede. Spuneau evrei despre el când l-au văzut, pare a fi proroc. Un mare proroc s-a ridicat sau să-l auzi pe Domnul Iisus, sau să-l cunoști pe Domnul Iisus Hristos doar din auzite. Trebuie să-l cunoști în mod personal. Și nu ai cum să-l cunoști în mod personal dacă nu te uiți țintă la el, la cel care a venit să ni se descoperă născându-se prin Fecioana Maria în Betlemul din Iudeea. Nu este doar prunc. Nu este doar profet, nu este doar învățător, nu este doar Cine știe ce om la care se deduce de să problemele este fiul lui Dumnezeu. Și încă o dată spun, nu cunosc, nu-l cunosc din auzite, nu-i destul. Trebuie să mă întâlnesc în mod personal cu el. Știți când Saul din Tars îl cunoștea pe Isus din auzite? Știți ce făcea omul acesta când îl știa din auzite pe Domnul? Lupta împotriva lui. Nu știa cum să termine cu ideea asta. Pentru că preoții și cărturarii ziceau despre el că a fost un înșelător. Unul care a venit să înșele națiunea, națiunea asta care trebuia să se unească, să facă ceva împotriva Romei. A venit omul acesta, Isus, și a înșelat națiunea. Și Saul din Tars, când îl cunoștea din auzite, și-a -a, și mobilizat toată forța lui interioară, toată râvna lui, dragii mei, să lupte împotriva lui Hristos. Când s-a schimbat ceva în viața lui? Când? Când l-a cunoscut în mod personal. Și în seara aceasta, dragii mei, aș vrea să ne punem această întrebare. Noi care de 20 de ani venim la Casa lui Dumnezeu sau de 40 de ani venim la Casa lui Dumnezeu, îl cunosc din auzite sau îl cunosc în mod personal? undeva într-o biserică, undeva într-un cadru pregătit de Dumnezeu. M-am întâlnit în mod personal cu el și mi-a vorbit minții și inimii mele, cum mi-a vorbit Domnul Iisus Hristos lui Saul din Tars, care a zis la un moment dat, Doamne, ce vrei să fac? Mă uit țintă la căpetenia, la cel ce mă conduce și îl cunosc mai bine. În al doilea rând, când mă uit țintă la cel care mă conduce, Renunț la libertatea de a alege. Dar ce mi știu că e ciudată expresia asta, că noi toți vrem să avem această libertate să alegem și Dumnezeu ne-a creat în felul acesta. Când Dumnezeu l-a creat pe părintele nostru Adam, l-a creat cu această libertate și a dat și posibilitatea să aleagă. Știți asta, nu? L-a așezat în grădina Edenului, frumusețile pe care le-a creat Dumnezeu îl înconjurau, posibilitățile create de Dumnezeu erau în jurul lui și avea această posibilitate să mănânce sau să nu mănânce. Avea această libertate. Dumnezeu i-a dat-o. Deci, mei, fiecare dintre noi avem această libertate. Dar știți că în momentul în care l-am ales pe Domnul Iisus Hristos să ne conducă și ne uităm țintă la El, am renunțat la libertatea asta? Când a venit tânărul bogat la Domnul Iisus Hristos, cu o dorință serioasă, o dorință care frământă pe oameni în general, și a zis ce să fac să moștenesc viața veșnică. Spuneți-mi dumneavoastră un moritor de pe pământul acesta care nu vrea să aibă viață lungă sau veșnică. Spuneți-mi unul. Ne agățăm de viață cu, cu toate forțele noastre. Azi Domnul Iisus Hristos păzește poruncile, le-am păzit pe toate și a zis să-ți mai lipsește un lucru, să te duci să vinzi ce ai, să-ți iei crucea și apoi să mă urmezi în fiecare zi. Adică să vii după mine și vă întreb dacă tânărul ăsta ar fi făcut așa și ar fi venit să se așeze în spatele Domnului Iisus Hristos. Mai avea el libertatea de a alege sau trebuia să se ducă unde se duce Domnul? Făți-mi, când am în față căpetenia, conducătorul, nu mai aleg eu drumul pe care mă duc. În viață. Știți asta? Cel care alege pentru mine este conducătorul, este căpetenia, este cel care mă conduce, este Hristos Domnul, este Dumnezeu din cer, dacă vreți. Eu m-am așezat după El, este conducătorul meu și El este cel care alege pentru mine drumul. Stau în fața acestui cuvânt și mă întreb, Doamne, chiar așa să fie cu mine? Sau cu noi? Chiar accept să alegi tu pentru mine drumul pe care mă duc în viață? Sau mintea mea, firea mea pământească? lumea în care trăiesc alege pentru mine. Spunea, spunea Evanghelistul Matei la capitolul 2 de unde am citit în această seară undeva spre finalul acelui paragraf despre magia aceia care au venit din răsărit. Au venit cum până la Ierusalim de acolo de departe? Cine a ales drumul pentru ei, frații mei? Cine a călăuzit pe magii ăștia Până la Ierusalim. O stea de pe cer, da? El nu trebuia să aleagă dreapta-stânga. Se uitau după stea, și steaua aceea le-a arătat drumul pe care să meargă. Când li s-a ascuns steaua aceea, oamenii aceștia au stat în fața scripturilor. Și preoții care citeau din Scriptură au zis, în Betlemul din Iudea, n-au trebuit de ei aleagă, trebuia doar să se uite unde zice Scriptura, să se ducă. Au afară, iar le s-a arătat steaua. Și culmea, după ce au ajuns în fața Domnului, trebuiau să se întoarcă acasă. Și vă întreb, pe ce drum s-au întors acasă? Pe ce drum? Pe cel pe care au venit? E cel mai la îndemână, probabil cel mai bătătorit, drumul uzual pe care mergeau cei care veneau din răsărit înspre Ierusalim. Nu, nu, spune Biblia, s-au întors acasă pe un alt drum. Dar cine le-a ales acel alt drum pe care se întoarcă acasă? Nu au ales ei, Dumnezeu din cer le-a spus asta. Să se întoarcă acasă pe un alt drum. Când El este conducătorul meu, Dumnezeu, Hristos, am renunțat la libertatea de a alege drumurile mele în viață. E o singură cale pe care trebuie să mă duc și calea asta se cheamă Hristos. El a zis despre sine, eu sunt calea. Când El este cel care mă conduce, am, ales, am, am renunțat la această libertate de a alege drumul pe care să mă duc. Am, am renunțat, dragii mei, la libertatea de a alege comportamentul meu. Știți că în cartea aceasta, dragii mei, sau, sau dacă vreți, în viața întrupată a Domnului Iisus Hristos, este întrupat comportamentul pe care trebuie să-l avem noi ca și urmașii ai Domnului Iisus Hristos. Știți asta? Spunea Apostolul Pavel la un moment dat cam așa ceva. Când suntem bajocoriți, ce facem? Dumneavoastră ce faceți când sunteți bajocoriți? Frații mei, prieteni dragi care sunteți în locul acesta, ce faceți când sunteți bazjocoriți? După cum ne prinde momentul acela, da? Dacă ne prinde într-un moment mai tensionat, reacționăm nepotrivit. Întoarcem bazjocora înapoi. Dacă ne prinde într-un moment mai liniștit, cine știe, altfel poate reacționăm. Ei, dar Apostolul Pavel zice așa, când suntem bazjocoriți, răbdăm. Nu avem ce să alegem. Asta este ce scrie în Scriptură, este comportamentul Domnului Isus Hristos. Când suntem vorbiți de rău, spunea Pavel, noi ce facem? Dumneavoastră ce faceți? Că ce spune Pavel acolo știu. Când sunteți vorbiți de rău, ce faceți? Aveți somn, nopți dormite? Abia așteptați să vă întâlniți cu persoana aceea să-i întoarceți? Abia așteptați să vă întâlniți cu o altă persoană, să vorbiți de rău pe persoana care va vorbi de rău. Nu. Apostolul Pavel zice, nu, nu, când suntem vorbiți de rău, ăsta e comportamentul nostru. Nu avem altceva de ales. Noi ne rugăm lui Dumnezeu. Dumneavoastră faceți lucrul acesta și îmi pun întrebarea și mie în această seară. Încerc să mă disciplinez în sensul acesta. Când să vorbi de rău, să mă rog lui Dumnezeu că n-am ce să fac dacă Dumnezeu mă conduce, dacă Hristos mă conduce. Este înaintea mea, trebuie să învăț de la El. N-a răspuns cu bajocul, spune Biblia, când a fost bajocorit. te acolo pe cruce, în piroane și zicea, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Toate mai de pe dealul cu culea. Și la asta făcea, se ruga lui Dumnezeu am renunțat la libertatea de a alege cum să mă comport. Îmi spune Cartea Sfântă cum să mă comport. Am renunțat, dragii mei, la libertatea de a folosi cum vreau eu ceea ce îmi dă Dumnezeu. Trebuie să mă uit la El și să-L pe El și să învăț de la El cum trebuie să folosesc ceea ce îmi dă El, Dumnezeu sau Domnul Iisus Hristos. Bunoară, Dumnezeu ne-a dat timp 24 de ore într-o zi. Fără să știm cât ține timpul acesta ca viață personală. Viața nu este la fel la toți oamenii, adevărat? Unii se duc la 50 de ani, 50 și ceva de ani, cum s-a dus fratele Tavi zilele trecute. Alți 80 de ani, alți 90 de ani. Viața ca lungime dat, dată de Dumnezeu nu e la fel la toți, dar fiecare avem 24 de ore. Dragii mei, credeți că Dumnezeu este cel care îmi spune cum să folosesc timpul pe care mi l-a dat Dumnezeu? Credeți lucrul acesta? Așa ne-am obișnuit în iureșul acesta al vieții, în graba asta cu care trece viața, nici măcar să nu ne mai gândim ce vrea Dumnezeu de la timpul nostru. În cartea asta lui Dumnezeu stă scris așa, răscumpărați vremea, adică nu pierdeți vremea. Câți de ani ne facem vinovați? Că pierdem vremea. Adică nu facem ce mă învață cel care mă conduce să fac cu timpul meu. În loc să-l folosesc productiv, dragii mei, mai mult pentru împărăția lui Dumnezeu. Nimeni nu spune că atunci când muncești, când alegi pentru viața aceasta, nu ești în acord cu voia lui Dumnezeu. Nu, nu, dar, dragii mei, trebuie să avem în vedere viața de dincolo, în împărăția lui Dumnezeu. Să folosesc timp pentru sufletul meu, să fie înaintea lui Dumnezeu. Răscumpărați vremea. Nu pierdeți vremea. Mi-a dat Dumnezeu timp. Mi-a dat Dumnezeu lucruri. Și dacă mi-a dat Dumnezeu lucruri care înseamnă tot ce vreți dumneavoastră, tot ce aveți dumneavoastră, are Dumnezeu ceva de spus? Sau sunt liber să fac ce vreau cu ce mi-a dat Dumnezeu? Vreau să vă spun, dragii mei, nu sunt liber să fac ce vreau eu. În pilda fiului risipitor din Luca, din capitolul 15, Sfânta Scriptură surprinde un episod în care tata stă de vorbă cu fiul cel mare. Fiul cel mare care a stat acasă, n-a plecat să hoinărească în lume ca cel mic. N-a risipit averea. N-a trăit în păcate și fără de legi ca celălalt frate, mai mic. A stat acasă și a muncit. Și a zis: Când tata a venit să-l cheme înăuntru la sărbătoare, a zis: Nu. Eu toată viața mea am fost ascultător. Am muncit. Toată viața mea am stat aici lângă tine. Și nu mi-ai dat niciodată nici măcar un ied. Știți ce spunem în continuare? Să mă veselesc cu prietenii mei, adică să decid eu ce vreau să fac cu iedul pe care mi-l dai. Niciodată! Chiar credeți că tata în toată viața nu i-a dat nici măcar un ied, dragii mei? A zis tata, fiule, tot ce este al meu este al tău. Nu, nu, dar eu vreau altfel să-mi dai. Să-mi dai ceva asupra căruia să decid eu cum să folosesc să pot folosi veselindu-mă cu prietenii mei. Că atunci când Dumnezeu ne dă, dragii mei, bani, haine, mâncare, una de post, ce vreți dumneavoastră? Și aș putea să vă aduc din, script, din Scriptură dovezi în sensul acesta. Dumnezeu ne spune aici cum să folosim. Când mă uit țintă la căpetenia asta, la cel care mă conduce la Hristos Domnul, îl cunosc mai bine, când mă uit ținte la El și El mă conduce, renunț la libertatea de a alege. În al treilea rând, atunci când mă uit ținte la Cel care mă conduce, adică la Isus Hristos, El mă motivează. La ce oare mă motivează? Vreau să vă citesc de aici din, din epistola către evrei, versetul 3, din capitolul 12. Uitați-vă, dar culoarea minte sau uitați-vă țintă dacă vreți. La cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine. Pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Și versetul 4 spune așa: Voi nu v împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Ei, dragii mei, noi suntem într-o continuă bătălie împotriva păcatului. Păcatul din noi, păcatul de lângă noi, păcatul din anturajul nostru, păcatul din lumea aceasta. În lupta aceasta spirituală, dragii mei, împotriva păcatului, adeseori pierdem motivația. Cădem de oboseală. Cum am putea să fim motivați să ducem mai departe lupta? Spuneți dumneavoastră dacă este în locul acesta cineva care să se fie împotrivit până la sacrificiu de sine. În lupta împotriva păcatului. Celul cărora le scrie Apostolul Pavel, epistola asta, zicea: Voi nu v-ați împotrivit până acolo. N-ați dus lupta asta până la final. Până la sacrificiul ăsta. Voi nu v-ați împotrivit până acolo. Au fost momente în care ați cedat, ați căzut de oboseală. Ei, ca să vă remotivați pentru lupta asta, uitați-vă, țintă la Hristos. E nevoie de așa ceva, dragii mei. Și când mă uit la el, ce văd? Conform acestor pasaje din Biblie. Ce văd? Care să mă motiveze să mă duc înainte în lupta asta, să nu cedez în fața păcatului, în fața ispitelor diavolului, în fața armatei celui rău, dragii mei. Ce mă motivează când mă uit la Hristos? Știți ce anume? Sunt două lucruri. Văd pe unde a trecut el și văd unde a ajuns el. Pe unde a trecut el, frații mei? Printr-o stare de împotrivire din partea păcătoșilor care l-a făcut să suferă până la moarte. A acceptat asta. A stat înaintea lui Dumnezeu, înaintea Tatălui și a zis, dacă e cu putință, fă să treacă de la mine paharul acesta. Nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu, Dumnezeule, așa să se facă. Și Dumnezeu din cer Tatăl a decis ca Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, să trebuiască să treacă pe aici, prin suferința asta, pe cruce, care să-L ducă la moarte. Dacă așa a suferit Hristos, sunt chemat să sufer și eu în lupta împotriva păcatului. Numai că trebuie să mă uit la el, nu doar pe unde a trecut și unde a ajuns. Și vă întreb în seara aceasta, din ce ce știți din Biblie, după ce a suferit, dragii mei, Hristosul și a ajuns în mormânt și a înviat dintre cei morți, unde a ajuns după aceea? Unde? În cer, la dreapta lui Dumnezeu. Acolo este. Când e să treci prin suferințe, prin valea umbrelor morții, când suferi împotrivire din partea păcătoșilor, când sunt, suntem bajocoriți din partea celor care nu cunosc pe Dumnezeu, faptul că mă ținte la Hristos, unde este El, credeți că ne motivează? să continuăm să mergem mai departe pe drumul acesta. Sau nu ne motivează? Ștefan, cel din Cartea Faptele Apostolilor, spune Sfânta Scriptură că a fost prins, predica cu prezența Harului Dumnezeu peste el și a fost condamnat să fie scos afară din cetate și a omorât cu pietre. Care din locul acesta am rezistat, dragii mei, din cauza credinței noastre să fim scoși afară din oraș și undeva executați la marginea orașului, când era foarte simplu să renunți doar la numele Hristos. Ce l-a făcut pe omul acesta să stea demn? Când pietrele au început să zboare spre el. Ce? Faptul că s-a uitat țintă și a văzut unde este Hristosul? La dreapta lui Dumnezeu în cerul stătea în picioare și Ștefan știa foarte bine că dacă acolo este Hristosul, Hristosul a făcut o făgăduință în Scriptură, mă duc să pregătesc un loc, că acolo unde sunt eu să fie și slujitorul meu. Și Ștefan știa că dacă Hristosul s-a dus într-acolo, acolo se duce și el. Și a fost motivat să rămână în credința asta, chiar dacă trebuie să moară pentru credința asta. Vă dau un exemplu din Vechiul Testament, din perioada în care Saul era împărat, era un vale a terebinților în luptă cu filistenii, din tabăra filistenului ieșea din când în când un uriaș, un soldat de statură foarte înaltă, ieșea în evidență, alunca o cară peste toată tabăra lui Dumnezeu, și cerea să vină un om cu care să se bată. Știți ce spune Biblia despre toată tabăra lui Israel? Tot era cuprinsă de frică. N-avea motivație să mai lupte. N-avea, într nu avea curaj. Nu se găsea niciunul dintre soldații care erau acolo în vara terebinților să iasă în față să se lupte în numele lui Dumnezeu și în numele. Armate pe care, pe care să o reprezinte. nu avea niciunul curajul. Știți oare de ce n-avea curajul? Nu avea motivație. Pentru că trebuia să vină cineva care să se uite țintă la Dumnezeu. Și a apărut un băiețel cu păr zice Biblia. Un tiner care nu era înrolat în armată, nu făcuse instrucție, nu avea haine militare. A venit să-și viziteze frații care au soldați în armata lui Saul. să aducă merinte, să ia vești de pe câmpul de bătaie, să ducă acasă la tata. Și când a văzut că toată tabăra asta nu are motivație să lupte, s-a dus la Saul. Și a zis: Eu mă duc să mă lupt. Dar nu poți. Nu ești soldat. N-ai făcut instrucție. Nu ești pregătit pentru o confruntare pe viață și pe moarte. Nu, nu poți. Știți ce a spus David în momentele acelea? Dumnezeu. Se dați că se uită spre Dumnezeu? Dumnezeul care m-a scăpat de urci și de leu, e Dumnezeul care mă scapă și de acest neteat prejur. Adică mă uit ținte la Dumnezeu. Și dacă mă motivează ceva să mă duc la luptă împotriva acestui uriaș goliat, e Dumnezeul acesta spre care mă uit. Privirea noastră îndreptată spre El, spre Hristos, căpetena noastră, cel care ne conduce, ne motivează să ducem bătălia noastră spirituală împotriva păcatului. Mă rog, lui Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vreau să mă opresc aici, și vreau să mai facem o rugăciune și apoi să mai cânte corul. Și aș vrea să nu rămânem de la sărbătorile acestea doar cu iesle și cu fân, și cu boi, și cu scutece, și cu um, supărarea lui roce și așa mai departe. Să rămânem cu faptul că Isus Hristos e cel care trebuie să ne conducă. Să ne conducă viața. Îl slăvesc pentru lucrarea mântuitoare pe care încă o mai face. Dar, dragii mei, oameni care zic că au fost mântuiți, cine știe când trebuie să se încoloneze în spatele acestei căpetenii și să accepte să fie conduși de Domnul Isus Hristos. Această conducere a Domnului Isus Hristos, dragii mei, ne va duce până în împărăția glorioasă a Lui Dumnezeu. Și cred că de asta vrem să fim mântuiți, să moștenim împreună împărăția Lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Haideți să